Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Mai bun, este sâmbătă, este ora 2, deci știți foarte bine ce înseamnă acest lucru, înseamnă că avem parte de o nouă ediție, deci știți, data asta avem o grămadă de lucruri de discutat, mai ales că s-au produs niște certuri, niște link-uri de e-mail-uri interne pe la diverse firme, pe la Xbox, pe la Sony și tot așa, plus că o grămadă de hinturi către diverse remastered-uri, precum un Red Dead Redemption pe acolo, așa sună destul de interesant, și un Bully VR. E bine, dacă veți să aflați mai multe, boys, un micuț like acolo și ar fi super drăguț din partea voastră și să trecem la treabă. Cum spuneam mai devreme, săptămâna asta a fost o mare, mare discuție pe internet între toată treaba asta cu Microsoft și cumpăratul lui Activision Blizzard și cearta cu cei de la FTC, gen Federația de Trade și toate alea, exact, nu știu exact care e denumirea concretă, plus Sony care se tot bagă în treaba asta, știi, și au început să curgă tot felul de leak-uri în stânga și în dreapta, în mare parte cumva arătând că lucrurile sunt în felul ăsta datorită competiției, pentru că până la urmă cam asta era și ideea, că toate companiile astea sunt într-o competiție. Ei bine, dacă, cum zic, console war-ul se poartă între fani, ei bine, aici corporate war-ul este destul de nebunatic. Microsoft era pus pe gânduri destul de mari să cumpere Sega și Bungie încât să se ocupe mai bine de jocurile lor și chestii genul ăsta. Adică e destul de nebunie ce planuri aveau băieții noștri de la Microsoft, dar din păcate nu s-a putut acest lucru. Să nu mai spunem că ei au continuat să scoată Xbox doar pentru a fi pentru a fi cumva un fel de rival pentru PlayStation și cumva de-aia au și cumpărat atâtea studiouri încât să meciuiască toată treaba asta cu exclusivitățile pe care le face și Sony, numai că Microsoft, na, fiind atât Xbox cât și Microsoft PC, vă dați seama că ei sunt pe toată trebușoara asta, ceea ce e destul de nebunie motivația asta a celor de la Microsoft să continue cu Xbox fix pentru treaba asta, pentru că, na, ce drept consola, în afară de un, cum zic, de o variantă destul de bună de PC ieftin, nu prea este altceva, pentru că multe jocuri le poți juca direct pe PC. Ce mai văzusem altă știre, dar nu am cules să o afișez aici, era faptul că undeva prin 2019 chiar se și gândeau să nu mai continue cu Xbox când trebuia să apară Xbox One și toate alea, voiau să ocupe de niște chestii mobile și tot așa, dar au zis ok, dacă tot există competiția asta, de ce nu? Asta ne-ar putea ajuta destul de tare. Bine, ce drept, oricum s-au cam împușcat în picior cu Xbox One când l-au anunțat atunci, de-a fost un device foarte bine gândit pentru streaming și seriale și Netflix decât ce era el pentru gaming. Și că tot spuneam de niște leak-uri în stânga și în dreapta, Jim Ryan, care este directorul de la PlayStation, a cam dat câteva informații destul de importante în cadrul procesului, dacă e să o luăm așa, dintre FTC și Microsoft și întreaga chestie cu achiziția. Știți, cred că de un an de zile tot auzim de achiziția asta și nu se mai termină toată treaba. În ideea că Sony este foarte egoist, nu vrea să dea share la toate informațiile despre PS6 cu Microsoft, așa a făcut și cu PS5, din ce am înțeles, în special cu studiourile care colaborează direct cu Microsoft. Au început să primească semnale de alarmă din anul trecut, din august, de când au început să apară aceste cumpărări. Sony era pe fază că, bă, vere, nu este ok, cam prea să pun băieții de la Microsoft să cumpere stânga și dreapta studiouri și, desigur, nu sunt foarte ok cu Game Pass-ul. Bine, noi am mai avut discuția asta cu Game Pass-ul, este un feature destul de bun, dar atunci când trântești jocuri day one pe Game Pass, cam lucrurile nu prea sunt benefice din punct de vedere al câștigului pentru developeri. Și am înțeles că publisherii nu prea sunt amatori de Game Pass, adică cei care publică jocurile zic că, bă, nu prea ne place ideea de a ne trânti direct day one jocul pe un sistem de subscripție, mai ales că în acesta nu prea o să nu prea o să le aducă cine știe ce profit, pentru că, na, multe jocuri sunt gândite să le termin chiar și într-o săptămână și tu ții abonamentul pe lună, practic cumperi jocul la 10 euro, deci, na, pentru noi este ceva senzațional, dar pentru firmele care vor să facă profit nu este o idee prea bună. Dacă pui ulterior jocul la o lună, două, trei de la lansare, da, atunci putem spune că și-a făcut treaba și de aici poate să ajungă mai departe pe pe acest abonament. Și iarăși o altă chestie ce vizează toată treaba asta cu Xbox și Microsoft este vorba despre Starfield. Starfield, dacă nu era
ZeniMax, Bethesda cumpărat de Microsoft, acest joc ar fi apărut și pe PS5 sau ar fi fost poate chiar exclusiv PS5, nu știu sigur dacă chiar s-ar fi dus până în pragul de exclusiv, dar ca o veste relativ proastă pentru cei care așteaptă jocul pe PC. Știți foarte bine că am mai avut discuții despre faptul că jocul în sine va rola la 30 de frame-uri indiferent de situație. Jocul este gândit să fie optimizat foarte tare pentru AMD-uri și pentru seria 7000 de la AMD, adică va avea din start FSR2, care ați văzut cât de bine funcționează în Jedi Fallen Order, sau bine, Jedi Survivor, scuzați-mă, ăsta e la nou, unde lucrurile nu sunt foarte super mega bun, adică nu este de nivelul DLSS 3.0, mai ales acum cu ăsta nou, unde clar o să avem probleme de frame rate și de optimizare, deci aia. Vom trăi și vom vedea, boi, ce o se întâmple cu toată nebunia asta, dar totuși lupta pentru Activision Blizzard continuă și pentru tot pomenim de Activision Blizzard, aparent câțiva foști angajați au dat leak că ar putea să existe 4 jocuri neanunțate de la Activision Blizzard care sunt în lucru din 2021 și aparent Infinity Ward este implicat în toată această treabă pentru că au creat un nou studio în Spania unde se lucrează la un open world RPG despre care cred că noi am mai discutat și în trecut când era toată treaba asta cu ce jocuri ar putea să mai scoată Activision Blizzard în viitor pe lângă Call of Duty și jocurile Blizzard în general. Și spuneam mai devreme despre niște jocuri neanunțate, nevorbite prea tare, dar există câteva mici informații despre niște jocuri VR, sau mai bine spus un joc VR de la Rockstar, și anume Bully ar putea sosi pe VR. Mă, nu știu ce să spun acum. De când au scos cei drept Eleanor pe VR, ei tot umblă pe toată treaba asta, hai să mai scoate un joc VR sau un Grand Theft Auto San Andreas pe VR. Mă, hai să vedem care-i treaba acum, dacă o să fie Bully sau nu o să fie Bully, dar știm clar că se lucrează la un San Andreas pentru Oculus Quest, deci asta o să fie destul de interesant. Era jocurilor VR, cam ar trebui să vină și ea și să vină cu niște jocuri destul de bune dacă mă întreb pe mine, și pentru că tot pomenim de Oculus Quest sau Meta Quest, scuzați-mă, pentru că asta este denumirea oficială, aparent avem și un sistem de subscripție cu $8 pe lună, ce îți oferă acces la câteva jocuri destul de interesante, care, dacă îți mă întrebați pe mine, nu este un preț foarte rău și aveți niște titluri destul de decente, cumva ca un fel de PS Plus, ceea ce e destul de făinuț acum dacă te joci direct pe consola MetaQuest 2 sau acum, nu știu ce să zic, poate dacă ai altfel de sistem din ăsta Oculus, MetaQuest 3, care trebuie să vină și el destul de curând. Astăzi, pe 1 iulie, vom avea și o prezentare Bandai Namco, unde probabil vom afla câteva informații noi despre jocurile pe care aceștia le-au pregătite pentru perioada următoare, poate un Scarlet Nexus 2, că văd că este în poză, poate un Little Nightmares 3, pe acolo, cine știe, un alt joc Dragon Ball sau un alt joc anime în general, pentru că avem noi totuși niște speculații pe toată treaba asta, Tekken 8 și poate niște discuții despre Elden Ring sau Armor Core, dar mă îndoiesc, ținând cont că nu apar în poză și nu cred că se agită băieți, nu știu, pe toată treaba asta. Și luna august primește un nou joc interesant care trebuie să se lanseze în perioada aia, și anume Fort Solis, care este un joc în stilul semi-telltale-ish, foarte sci-fi horror, făcut de către Roger Clark, Troy Baker și Julia Brown, adică niște voice actors super, super buni pe care sigur îi recunoașteți din o grămadă de jocuri populare. Deci, pe 22 august o să ne jucăm Fort Solis când se va lansa. Sincer, sunt tare curios să vedem cum o să fie jocul acesta. Și un alt trend ce s-a pornit după toată nebunia cu crescutul prețului la 70 de euro pentru jocurile AAA, a apărut și trendul de digital only. Foarte multe jocuri încep să treacă către ideea asta de digital only. Știu că mulți dintre voi sunteți colecționari, știu că vreți să vă aveți CD-ul acolo foarte frumos, carcasa și toate alea, să aveți puse frumos în raft și chestii de genul ăsta, dar cei de la Alan Wake 2 au venit cu o explicație de ce ei au abandonat această idee de a mai scoate jocul fizic pentru a avea mai mult timp să scoată o versiune finisată, făcută cum trebuie, și după aia să trimită la scris jocul pe CD-uri și toate alea, cumva ei salvând câteva săptămâni bune de muncă, salvând timpul ăsta pentru development și să pușeze, să zicem, build-ul final cu câteva zile înainte de lansare. Mi se pare normal și înțeleg și chestia de a colecționa, dar în același timp înțeleg și ceea ce zic acești oameni. Pare rentabil, pare bun,
Acum să vedem dacă chiar este pe bune. Dacă Alan Wake se va lansa fără probleme și va merge țuț din prima zi, atunci probabil că oamenii noștri chiar au dreptate pe aspectul ăsta. Dacă nu, aia e. M-a spus săptămâna trecută că Ubisoft a cam fost grăbit cu Mario Rabbids 2 ăla și că Nintendo era supărat că nu au așteptat și ei să lanseze jocul anul următor, în 2024 poate, pentru că aveau ei în plan o altă consolă pentru care jocul ăla putea să apară. Ei bine, cumva am aflat că Nintendo ar avea deja niște unități făcute din noul Nintendo, dar nu le-ar scoate încă, pentru că nu sunt îndeajuns de multe unități, încât să satisfacă piața cu sau fără scalpări. Deci, cumva înțeleg mișcarea asta, destul de deșteaptă dacă e să mă întrebați pe mine. Și, desigur, o altă mișcare super deșteaptă este faptul că avem și o serie animată Among Us, care se urmează să apară și asta destul de curând. Era inevitabil, boys, era inevitabil să avem această serie, acest joc popular să ne ajungă să fie transformat într-o serie animată. Probabil că mai țineți minte că am mai discutat cu voi în privința MMO-ului vechi Star Wars The Old Republic. V-am spus că acel joc aparținea de către de către BioWare, de către EA, și acum joc oficial se mută către un alt developer, și anume Broadsword, unde totuși EA rămâne ca și publisher, numai că acum este un alt studio ce se ocupă de el. Deci adio suportul pentru jocul ăsta din partea celor la BioWare, și o să vedem dacă acești oameni vor face ceva cu Star Wars The Old Republic sau îl vor ține în viață câteva luni bune, cât încă mai poate trăi și el, și după aia îl vor închide. Recent au apărut câteva mici speculații, câteva mici indicii că ar putea să apară un Red Dead Redemption, un remastered sau remake prin area noastră, dacă este un felul acesta. În Coreea, aparent a fost înregistrat titlul Red Dead Redemption și a primit ratingul pentru, știți voi, gradul de vârstă care este necesar să joci jocul ăsta. Acum există o altă explicație pentru treaba asta, o să revin imediat la pagina de mai devreme, și anume că s-au schimbat ratingurile pentru jocuri, gen în 2010 era nu știu ce, se pune violență dacă este treaba asta, dacă este treaba asta, uite în 2023 e explicația asta. Deci cumva s-a făcut o mică restructurare a ratingului, de aceea și Red Dead Redemption 2 probabil va fi iarăși re-targetat, re-evaluat. Dar totuși vin și alte informații, precum că Rockstar ar fi făcut niște upscaling, niște remodelări a unor imagini găsite în achievement-urile din RDR 1. Mă, ar putea fi un semn destul de interesant că o să avem parte de un Red Dead Redemption 1 remaster. Bă, dacă apare ar fi super, pentru că noi am încercat să-l jucăm prima dată, dar era destul de nasolică pe PS3, dacă să mă întreb pe mine. DayZ este unul dintre jocurile care a devenit legendă nu pentru că era ceva foarte wow, era pe vremea când a apărut, era practic un mod și de acolo au și pornit jocurile cu zombies, pentru că țineți minte a fost o isterie, la fel ca și Battle Royale-urile, așa au fost și jocurile astea cu zombies, prima dată a fost asta cu zombies și apoi Battle Royale-ul. Ei, după aia au trecut de la faza de mod, așa cum și PUBG-ul a ajuns dintr-un mod de Arma 3, a ajuns să fie un joc standalone. DayZ la fel, aceeași poveste, doar că povestea cu DayZ era mereu cunoscută ca și cel mai neoptimizat joc și prăjit joc cu zombies, dar era fun și era primul de genul ăsta și de-aia foarte mulți îl și jucau, era destul de bine gândit. Dar aparent cei de la Bohemia Interactive lucrează la DayZ 2. Asta ce titlu mai primește? Stare curios să vedem ce borș o să facă și cu ăsta. Nu sunt prea mare fan de DayZ, m-am jucat DayZ într-o perioadă, dar după mi s-a cam luat așa, adică mi-am dat seama cu ce am de face și nu m-am bucurat foarte, foarte tare. Dacă sunteți abonați la PlayStation Plus, avem jocurile pregătite pentru luna iulie, și anume Call of Duty, Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered și Endling Extinction Forever. Toate cele trei jocurile le-am jucat deja pe canal, avem serii cu ele pornite, bine, pornite și terminate, sunt niște jocuri destul de faine, deci sigur s-ar putea să vă placă dacă aveți acest abonament, mai ales dacă aveți și PS5, sigur o să vă puteți bucura de acel Call of Duty în 120 de frame-uri, dacă stau bine să-mi aduc aminte. Nu știu dacă mai țineți minte, dar a fost anunțat un joc Star Wars acum ceva vreme numit Star Wars Eclipse, care părea foarte dark, interesant, făcut de către cei la Quantic Dream, probabil că o să fie în stilul lui Detroit Become Human. Ei bine, acest joc este țintit să se lanseze în 2026. Este mult de așteptat, nu zic nu, dar hei,
Măcar știm că vine și încă se lucrează la el decât să ne trezim cu alte stupizenii de genul ăsta. În ultima perioadă, știți că a cam fost mare isterie și cu toată nebunia asta cu AI-ul, cu ChatGPT, cu filtrele AI de imagine, cu, uite acum, cu Photoshop AI generated și toate alea, dar în general cu imaginile generate AI, mai ales că puneau bețe în roate artiștilor care doreau să-și câștige pâinea. Mi se pare și normal, mai ales că sistemul de AI se folosește de imagini existente pe internet, deci practic cândva furi arta doar că o blenduiești în alte moduri. Cam cum mai fac eu cu thumbnail-urile, fur niște poze de la stock images pe care evident le poți cumpăra foarte ușor, am mai făcut asta de câteva ori, să le folosești pentru a face niște thumbnail-uri, dar aici cumva este altă situație. Ei bine, Valve spune că va bana jocurile de pe Steam care vor avea AI Created Art Assets. Adică oamenii vor să vândă jocuri care sunt făcute pe bune, nu mizerii cu AI care implică semi-furt de artă. Deci mi se pare o mișcare destul de deșteaptă, adică este ok să faci un joc cu asset-uri pe care le-ai deja moca din alte jocuri, decât să faci un joc care se folosește pe nedrept de alte elemente de la alți artiști. Și pentru că am avut la început o discuție despre companii care cumpără alte companii, despre Microsoft care voiau să cumpere mai toate alte companiile existente, și Sega a fost abordat de o asemenea invitație, dar ei au spus că, bă, noi ne descurcăm așa cum suntem noi, vrem să rămânem cât mai individual posibil și nu ne interesează să fim cumpărați de altă companie sau să colaborăm în ideea de a ne uni în toată treaba asta. Mi se pare foarte chad mișcarea asta, mi se pare foarte ok și este tot ce trebuie. Nu știu câți dintre voi vă jucați Valorant, eu mă joc relativ destul de des, multicel, nu prea aș putea să spun, uite chiar ce m-am și jucat, mi-am luat și eu ranking-ul, Silver 2, Bronze 2, let's go, ultimul prăjit de pe planetă, dar nu contează asta. Dar în caz de erați curioși de soarta lui Valorant, aparent acest joc va sosi și pe Xbox One, Xbox Series X, PS4 și PS5. Mă, nu știu ce să zic, jocul este destul de greuț și ai nevoie totuși de ceva țintă, este ceva mai random decât CS-ul, dacă e să mă întreb pe mine, așa că nu știu cum o să meargă jocul ăsta pe consolă. Probabil o să fie destul de amuzant, dar cu siguranță nu o să existe crossplay între PC și console, ceea ce mi se pare și normal, pentru că cei de pe PC cred că i-ar domina în ultimul hal sau ar fi super unfair dacă ai un aim assist destul de nesimțit. Și pentru că ne plac surprizele, ei bine, Baldur's Gate 3, un joc ce trebuie să se lanseze undeva pe 20 și ceva august, aparent a zis, bă, hai să vă lăsăm să vă puteți bucura și de Starfield atunci când o să apară, așa că o să lansăm jocul pe 3 august de data asta, iar în septembrie 6 o să lansăm jocul și pe PS5 și care o să și funcționeze în 60 de frame-uri. Deci dacă sunteți fani de jocuri în stilul D&D, adică Dungeons and Dragons, cu o grămadă de roleplay super mișto și chiar foarte arătos, dacă ești mă întreb pe mine, am jucat și eu cred că vreo 3 ore din el și mi-a plăcut maxim, ei bine, Baldur's Gate este jocul pentru voi, cu siguranță o să facem și noi un video atunci când o să se lanseze complet, pentru că în momentul de față este în Early Access și ai disponibil, cred că, 2 capitole din întreaga poveste, care e făcută din 3 capitole sau 4, nu știu exact câte, deci aveți ceva content dacă vreți să-l încercați și mai ales că vine destul de curând pe 3 august. Acum sper să nu greșesc, cred că era 3 august dacă stau bine să mi-aduc aminte, stai să și verificăm. Parcă ceva de genul ăsta vine pe 3 august. Și dacă sunteți și curioși cam câte ore aveți, numai 170 de ore de cinematice aveți, 2 milioane de cuvinte de dialog, 1000 de caractere, 60 FPS pe PS5, 600 de spell-uri și acțiuni în joc, 12 clase și 46 de subclase. Puteți să vă împrieteniți și aveți relații cu fiecare caracter pe care îl aveți în grupul vostru de caractere și aveți o grămadă de cinematice și dialoguri mai mult decât există în cărțile The Lord of the Rings. Deci vă dați seama că este un joc gigantic, foarte interesant, în special dacă sunteți amatori de așa ceva și vi-l recomand cu căldură, pentru că, cum am spus, m-am jucat vreo 3 ori în el, mi s-a părut destul de nebunie. Iar acum ne întoarcem la niște știri așa mai amusante, pentru că, deși trendul este mort în cadă de-a binele, nimeni nu mai abordează situația asta, unui Ubisoft pe lumea asta care zice, bă frate, vreau să mai fac un joc cu cripto, bă. Și Ubisoft anunță primul joc
cu blockchain pe care vor ei să-l fac. N-au ce face oamenii mei. N-au ce face, nu știu, mie mi se pare că oricum domeniul cripto în momentul de față nu e într-o stare foarte ok și nu prea, știi, nu prea consider că ar mai fi necesar să investești în treaba asta până nu vin niște, nu știu, surse mai concrete că, bă, piața asta încă este viabilă și toate alea, dar băieții mei sunt super, super fierți pe aspectul ăsta. V-am mai spus, cred că de luni de zile erau fierți pe treaba asta și cu, când au fost cu, cu acele NFT-uri de la au băgat în Tom Clancy sau ce erau, habar n-am. Oricum, au făcut și o altă treabă, de-au anunțat-o sau s-a aflat destul de, de curând de ea, și anume că Assassin's Creed Black Flag va primi un remake. Bă, nu știu ce să zic. Mi-a plăcut Black Flag. Am jucat jocul original, am jucat puțin din remaster. Probabil o să-l și jucăm în luna asta, că nu prea avem ce să jucăm. Ar fi super să băgăm niște Black Flag, Black Flag remaster mai ales, dar nu cred că este un joc ce are nevoie de un remake. Poți să-i faci un remake, dar nu te atingi de poveste și mecanici, doar îl upgradezi ca și motor grafic și toate alea. Sunt perfect ok cu asta, dar nu schimbi elementele din el, mai ales după ce am văzut trailerul de la Mirage cu teleportation ăla și toate alea. Vă rog eu frumos, calmați-vă. Și ultima știre pe această seară, după masă, îmi pare rău, pentru mine este seară, noapte, este vorba despre Overwatch și că în sfârșit, după atâția ani de când Overwatch există, o să avem o serie animată Overwatch care o să fie pregătită cândva în, în viitor. Acum nu știu sigur când, dar sincer sunt destul de hyped up, arată destul de bine. Nu este 3D-ul pe care îl știm deja din, știți voi, din cinematicele alea făcute de către Blizzard, dar este un stil de animație destul de mișto. O să dăm un pic și de full screen cu toate că eu am cropuită imagine. Chiar arată destul de fain și sunt curios maxim să vedem cum o să se prezinte acest serial Overwatch care o să fie partea 1 din 3 pe YouTube. Ok, ai o miniserie, deci nu e chiar o serie de bine, am crezut că fie ceva de producție Netflix sau ceva, dar văd că asta pare destul de interesantă și probabil să ne uităm și o să facem react pe stream. Dar boys, cam asta ar trebui pentru acest video de știri, sper că v-a plăcut, sper că v-am adus câteva informații noi, îmi cer scuze dacă cumva au fost unele lucruri interpretate prost de către mine sau poate nu am fost eu foarte clar cu informația pe care am vrut să o livrez în cadrul anumite știri. Dacă aveți mai multe întrebări extra, puteți să lăsați în comentarii sau dacă aveți voi alte completări, puteți să o faceți lejer acolo și pe prin zona de comentarii. Dacă vreți să aflați mai multe despre știrile pe care eu vi le-am prezentat, aveți pe Discord o secțiune numită Gaming News, unde acolo adunăm noi toate informațiile pe care eu vi le prezint săptămânal și puteți să citiți voi mai în detaliu toate informațiile despre subiectele pe care eu le abordez săptămânal în cadrul acestor tipuri de videouri. Așa că, boys, dacă v-a plăcut video-ul ăsta, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!